La lui Dumnezeu și voința națională, Domn al Principatelor Unite, la toți de față și viitori, sănătate. Așa vă și începea domnitorul Alexandru Ancuza de dreptul de acum 154 de ani, la 6 iulie 1862, prin care decreta că cele două administrații focșănene, Focșani-Moldoveni și Focșani-Moldoveni, deveneau una singură, o singură municipalitate și, practic, lua spre naștere orașul Focșani, așa cum îl știm noi astăzi. S-au spus iată 154 de ani și, de fiecare dată, noi, Ateneul, instituțiile de cultură din municipiul Focșani, pregătim un program special de zile municipiului Focșani. Dacă mi-aduc bine aminte, de la 1992 se celebrează ziua municipiului Focșani, 6 iulie, ca zi a noastră, a tuturor focșanilor. De câțiva ani încoace și Orchestra de Cameră Unirea pregătește un concert festiv pentru această zi specială a noastră. În această seară am pregătit un program, aveți programul de sală, un program pe care l-am gândit pentru a marca acest moment solemn și de mare bucurie pentru noi focșanii. Mai există un eveniment în acest an, se împlinesc și 470 de ani de atestare documentară a Focșanului. Iată un dublu eveniment și dați-mi voie să spun că în această seară vom Orchestra de Cameră Unirea și soluții militari vor interpreta, vor avea un program, trei lucrări, din motive tehnice să spun că am inventat un pic cele două părți și anume vom începe întâi cu cântarea romantică a lui Franz Schubert, Sinfonia numărul 6, în major, lucrare în patru părți. După pauză, va trebui să aducem pianul în față. Pianul Siebeckstein, pe care l-am inaugurat acum câtva timp, la 13 iunie. Cel mai tânăr membru al Ateneului Popular, așa cum foarte inspirat s-a exprimat domnul primar Cristi Visăină la Festivalul Coral Internațional de Pastoral. În partea a doua, cum spuneam, celebrul concert numărul 5 pentru pian și orchestră, cu capodoperă a muzicii clasice universale, cu lucrare în trei părți, se împlinesc în acest an 25 ani de la premiera absolută la Leipzig, a celebrei lucrări scrise de Rudi van Belder. În încheiere, o temă românească, Vie ce-o trăvie, care l-a inspirat pe pianistul și compozitorul canadian Guy Bacos. Așadar, vom încheia românește și sper ca această zi de 6 iulie să fie o zi de sărbătoare și de de speranță pentru noi toți. Avem, iată, premise frumoase pentru ca activitățile noastre, tot ce se întâmplă aici în Focșani, să aibă bucuria și plăcerea de a fi apreciată de publicul. În această seară am invitat-o pentru lucrările cu pian pe Ioana Maria Bupașcu, o pianistă importantă a României, care a absolvit la Universitatea de Muzică George Enescu din București. A studiat în Italia, iar presa italiană a numai bine de laude și chiar cu un artist plin de virtuozitate. Dânsa este și prim solist la Filarmonica de Stat, Filarmonica Paul Constantinescu din București. Conducerea muzicală aparține ca de obicei lui Vincent Gilbert. Închei și eu ca domnul Cuza la tot de față sănătate și la mulți ani, dragi.
La mulți ani, Vincent, tu ești maestrul dirijor al Orchestrei de Cameră Unirea. Te rog să ne spui câte ceva despre concertul de astăzi și câteva vorbe pentru focșaneni, pentru că este ziua lor azi. La mulți ani, Focșan, la mulți ani orchestră, 7 ani de existență, 7 ani și încă ceva. Mă bucur mult că, ca și fiecare dată, închidem stagiunea cu un concert festiv în cadrul zilele municipiului Focșan. Publicul a fost în sală, poate va fi mai mult public în sală, sigur, condițiile, așa, e destul de cald în sală, dar na, nu putem să schimbăm asta. Da, mă bucur că o să cântăm și mai multe și mai multe în viitor. Crezi că proiectul orchestrei va deveni unul permanent? Asta este dorința noastră, muzicienilor, al meu, al dirijorului, a conducerii Ateneului și acum cred că avem și o disponibilitate, poate un pic mai ridicată de către noul guvern a orașului și poate să va întâmpla ceva. Deci m-aș bucura foarte mult, enorm de mult, dacă putem să facem, sub ce formă încă nu știm, dar într-o formă să avem niște muzicieni, instrumentiști, dirijori, angajați. Deci asta ar fi foarte necesar. După 7 ani, cum am spus, ar fi, nu vreau să spun cam cazul, dar chiar noi, muzicienii care ne simțim legați și foarte legați la Focșan, dorim asta. Poate noul Consiliu Local, proaspăt investit, va ține cont de propunerea noastră, a focșanului meloman, de altfel, da? Și va lua în considerație acest proiect. Când se va deschide noua stagiune? Data precisă, nu știu, dar în octombrie, ca de obicei, la începutul lui octombrie, deschidem noua stagiune și, da, vor fi mai multe surprize muzicale, surprize plăcute, ca și, cum a spus și solista de această seară, Ioana Lupașcu, altfel și Vinicius Morianu, solistul la penultimul concert, și eu și domnul Badea, un acordor de la București, și celălalt, domnul Pșait, celălalt acordor care a fost. Deci noi toți muzicienii, și nu numai ei, și celălalt instrumentiști, am confirmat și am consistat, sesizat că este chiar un instrument perfect pentru sală, are o sonoritate foarte interesantă, altfel decât Steinway. La ultimul interviu în conferință de presă am făcut un mic aluzie la comparație cu mașini, deci chiar un Audi, dacă vrem, este deja un alt, altă sonoritate decât multe piane pe care găsim și așa este, de obicei sunt Steinway care se cântă cele de top. Da, și simfonie cu care am început de data asta, concert, de obicei să cântă o simfonie la sfârșit, dar noi din motive tehnice de a manevra sau manevra pianul, am considerat să fie mai bine să cântăm simfonie la început. Am văzut multe afișe de la fosta Orchestra Filarmonică de Stat, Unirea, Focșan, și acolo multe piese grele, simfonii, s-a cântat la începutul concertului și poate tot în cauza asta s-au gândit și ei că să facem piesa grea la început, concentrarea poate ieși mai mare și pe urmă, după pauză, să mute pian și vin celelalte piese. Da, și Sinfonia 6 cu care am închis acum, simfonic vorbind, stagiune, este o piesă care mai am cântat în ianuarie, când maestru Arele Vanon a dirijat la noi. Și se simte cum am cântat-o, nu foarte de mult, ci deja s-a legat destul de bine. Deci noi, repet, lucrăm în 2 zile, ce alte filarmonici sau filarmonici cu statut repete în 4 zile. Deci noi facem în jumătate de timp asta și, na, dacă am repetat, simfonia asta a ieșit, cred, destul de bine. Mulțumim frumos pentru faptul că dirijezi orchestra noastră și pentru prezența ta astăzi aici de ziua Focșanului. Mulțumesc și eu. La mulți ani tuturor focșanilor.
cum ți s-a părut concertul de astăzi, cum este la Focșani, de ziua Focșaniului și ce părere ai despre noul nostru pian? M-am simțit minunat în această seară și publicul este extraordinar de cald, dar eu cunoșteam un pic acest public pentru că nu este prima oară când vin în Focșani și trebuie să spun că mă simt absolut minunat și lumea este foarte, foarte, foarte caldă și m-a primit mereu cu brațele deschise, un fel de mică casă, să spun, a devenit și sunt mereu bucuroasă să revin, iar pentru că aceasta este o zi specială, am și pregătit un repertoriu special gândind să serbez orașul și de aceea am cântat și variațiunile pe tema Lie Ciocârlie și Bisul, care a fost o piesă integral românească. M-am gândit, am sperat să le placă celor din sală și am văzut că au fost foarte încântați. Iar experiența cu noul pian a fost absolut fantastică, pentru că este un instrument deosebit, o bijuterie și este o mare realizare pentru orașul Focșani și cred că asta va atrage publicul și va aduce din ce în ce mai mulți artiști să vină aici și publicul va veni din ce în ce mai mult la concerte, se vor face evenimente cât mai interesante, pentru că este păcat să ai asemenea bijuterie și să nu o folosești. Eu m-am îndrăgostit de acest pian, sinceră să fiu, pentru că face tot ce vrei, trebuie doar să-ți vină ideea și el o face. Adică răspunde foarte frumos la tot ce am eu înăuntru și astfel am putut să transmit oamenilor cât mai multă emoție și dragoste, pentru că mie asta îmi place să dau ca oamenii care vin să ducă acasă fericiți și împliniți și să se fi simțit bine și să le fi fost bine în sală. Îți mulțumim că ai venit la noi de ziua orașului și sperăm că te vom revedea. Și eu mulțumesc în primul rând că am fost invitată, ceea ce este o onoare să vin chiar în această zi și sper de asemenea să revin cu mult drag, cu multă dragoste din nou.